Radio Gaia, vocea planetei. Visezi la vacanța ideală? Vino la Romex între 16 și 19 noiembrie la Târgul de Turism al României. Eveniment organizat de Romexpo, partener strategic Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România, partenerii Camerele de Comerț și Industrie din România, FPTR, OPTBR și Antrec. Vino la Târgul de Turism și îndrăznește să crezi că visele pot deveni realitate. Bună seara, dragii mei! Ca în fiecare marțiară ne vedem și vorbim despre tot felul de lucruri interesante care ne ajută să ne îmbunătățim și să ne înfrumusăm viața. În această seară sunt alături, în ghilimele, că nu sunt chiar alături, sunt doar alături online și departe offline, cu o doamnă foarte deșteaptă, foarte frumoasă și care este o practicantă a unor terapii foarte interesante. Svetlana Lungu, bună seara! Bună seara, bună seara! Mă bucur să te văd! Este într-adevăr seara, dar vreau să spun că încă sunt plină de energie, chiar dacă a fost o zi foarte productivă, și mă bucur că alături de noi există oameni care sunt la fel de energizați încă, da, și au intrat să audă despre ce vom vorbi astăzi. Da. Cu toate că afară bate vântul tare, tare și aproape că e furtună, e o zi de toamnă din aceea puternică, ce e mai frumos decât să stai și să înveți mai multe despre viață. Svetlana, tu ești psiholog și ceea ce este foarte interesant și aș vrea să vorbim despre asta, ești instructor de vedere intuitivă. Mai mult decât atât, mai ai și alte preocupări. Haideți să le spunem pe toate. Cu ce te mai ocupi tu în afară de duș? Și după care ne întoarcem la acest subiect frumos, vederea intuitivă. Deci, pe lângă vederea intuitivă, cu ce te mai ocupi? Specialitatea mea principală este psihologia. Da? Dar sunt foarte deschisă către alte lucruri. Bineînțeles, așa a fost întotdeauna. Eram preocupată de multe întrebări de când eram mică și probabil că din cauza că acele întrebări apăreau din ce în ce mai multe, încercau să găsesc în toate părțile răspunsurile. Cu siguranță, universul, când ești pregătit, îți trimite aceste răspunsuri. Și în afară de psihologie, m-am gândit, ideea este că psihologia este o știință și va rămâne o știință, da? Eu, sincer să fiu, sunt un om foarte deschis și îmi place să văd lumea aceasta nu așa, ci să mă uit în dreapta, în stânga, jos, sus, da, și să privesc și stele, să pipă ceva ce nu este palpabil și atunci atenția mea s-a îndreptat către un domeniu, după părerea mea, extrem de interesant, care se numește dezvoltarea intuiției. Așa am devenit instructor de vedere intuitivă. De fapt, vederea intuitivă este acest lucru legat strict de dezvoltarea intuiției, da? În afară de dezvoltarea intuiției, cu ce mă ocup? Eu sunt specialist în diagnosticare energetică, metoda GDV. Este ceva foarte interesant, pentru că noi toți suntem lumină și comunicăm în primul și în primul rând, interacționând cu acest corp de lumină, da? Fără ca să atingem pe cineva, da? Fără ca să vorbim, noi în primul și în primul rând comunicăm prin acest câmp de lumină. Tocmai de aceea, câteodată, fără ca să te schimbi de vorbă cu cineva, pur și simplu privind pe această persoană, ți se creează o stare, o anumită emoție. Dar parcă n-ai avut nimic cu această persoană, poate că nici nu o cunoști, da? Însă simți ceva, da? Simți ceva. Sau o emoție pozitivă, sau o emoție mai puțin pozitivă. De ce oare se întâmplă acest lucru? Tocmai din cauza aceasta, pentru că există această comunicare, hai să spun așa, invizibilă, da? Comunicare la nivel informațional.
Următorul domeniu cu care mă ocup sau ceea ce îmi place să fac, asta s-a întâmplat în curând, am avut o formare în cărțile metaforice, iarăși o metodă care este bazată foarte mult pe tot ce înseamnă emisfera dreaptă. Deci acolo iarăși vorbim despre acel spațiu inconștientul, da? Acel spațiu unde se află multe, multe informații despre noi. Și folosind această metodă putem să le scoatem de acolo pentru a rezolva anumite situații care se întâmplă în viața noastră. Sunt și formator și sunt un suflet, în primul rând. Sunt un suflet, sunt un om, un simplu om, iubesc viața, iubesc pe oameni. Îmi place și ploaia, îmi place și soarele, îmi place toate timpurile, da, anotimpurile, deci îmi place absolut tot ce se întâmplă cu mine și lucruri pozitive și poate că niște lucruri la prima vedere care sunt mai puțin pozitive, dar oricum sunt lucruri frumoase, sunt niște lecții de viață și dacă ești capabil să te oprești și să devii un observator și să vezi de fapt care a fost lecția și ce trebuie să înveți din această situație, atunci devii un pic mai înțelept. Un pic mai înțelept. Da. Și aș adăuga că îți place și România, îți place și Moldova, îți place și Rusia, pentru că toată lumea cred că și-a dat seama după accentul tău că nu ești chiar bucureștean veget-veget. Așa este. Eu sunt rusoaică. Am învățat limba română bine, cum am învățat-o, așa am învățat, da? Dar mă bucur foarte mult că vorbesc românește și vreau să vă mărturisesc ceva, că eu iubesc România cu tot sufletul meu. Este o țară absolut senzațională, minunată, o țară puternică, o țară frumoasă, cu niște oameni alți, cu niște oameni inteligenți, cu niște oameni cu mare potențial. Și când aud, de exemplu, de la cineva niște lucruri despre România sau despre români, deci credeți-mă, deci la mine se întâmplă ceva în interiorul meu, pentru că eu de obicei sunt foarte diplomată și încerc la modul foarte calm și frumos să transmit părerea mea personală vis-a-vis de această țară, de acest popor minunat, despre această limbă foarte frumoasă și mie melodică, deci are așa îmi place foarte mult limba română. Și când plec la Chișinău, de exemplu, la părinți, credeți-mă, 3 zile stau și nu mai pot, deci de-abia aștept să mă întorc înapoi pentru că mă simt aici deja ca acasă. Deci mă leagă sufletul meu este aici și simt acest lucru. Ce frumos! Da. Svetlana, hai să luăm din toate preocupările tale și lucrurile frumoase pe care tu le faci și le practici și mai înveți și pe alții să le facă. Nu știu cât o să avem timp să le vorbim în seara asta pe toate, dar hai să începem cu vederea intuitivă. Da, pentru că mi se pare un domeniu mai deosebit așa. Psihologie este mai, să zicem, acest domeniu este mai cunoscut, sunt mulți psihologi în București și în România, dar acest aspect al vederii intuitive nu e așa de des întâlnit. Eu am fost la tine la cursuri, mi-a plăcut foarte mult, faci niște lucruri absolut spectaculoase. Cine vrea să te caute, eu zic că se poate duce pe pagina ta de Facebook sau pe site-ul tău și să vadă demonstrații de exerciții acolo. Ai postat foarte mulți copii, mai ales, care pun în practică exercițiile tale și care au rezultate deosebite. Haideți să vedem. Ce faci tu când spui că ești instructor de vedere intuitivă? Concret, cu ce se întâmplă? În primul rând vreau să spun că eu de obicei spun acest lucru și sunt foarte sinceră, că eu nu învăț pe nimeni de nimic, da? Deci eu consider că fiecare, nu există un om care poate să te învețe de ceva, nu știu, e părerea mea personală. Eu mărturisesc din ce știu eu, din cunoștințele mele, din experiența mea personală, dar la cei care sunt de acord să și audă ce vreau să transmit, care sunt pregătiți să audă ce vreau să transmit. Și
pur și simplu mărturisesc, povestesc despre aceste lucruri cu scopul ca persoana care mă ascultă să preia exact acea parte, da, e ca un puzzle, să preia acea parte care îi lipsește. Și este posibil că pentru această persoană, experiența prin care am trecut eu, cândva, vreodată în viață, va fi și pentru ea de folos. Da? Așa că eu fac acest lucru. Mărturisesc lucrurile prin care am trecut și pe care am învățat. Vis-a-vis de vedere intuitivă, aș vrea să spun un pic ce reprezintă de fapt acest termen, da? Pentru că aici vorbim despre capacitatea de a dezvolta intuiția la maxim, da? Folosind acele exerciții, tu știi despre ce este vorba, pentru că ai trecut prin acest proces, acele exerciții foarte simple, foarte frumoase, după părerea mea, da, pe care puteți să le folosiți și după curs. De fapt, asta este și indicația, dacă după curs să le folosiți, cu o specificație că nu folosim influența energetică sau hipnotică sau ceva de impact manipulator. Da? Și dezvoltarea intuiției, dacă vorbim despre adulți, care sunt de fapt beneficiile, da? Pentru noi reprezintă chiar o oportunitate reală de a învăța, să auzim vocea aceasta, șoapta aceasta, intuiție care există în fiecare de noi, pentru că intuiția este un dar divin. Îl avem toți. La cineva este mai dezvoltată intuiția, la altcineva este mai puțin dezvoltată. Oare putem să dezvoltăm? Cu siguranță. Da? E, aici nu vorbim, eu aș vrea ca ascultătorii noștri să fie foarte bine informați, corect informați, că aici nu vorbim despre clarviziune, aici vorbim strict despre lucruri științifice, da? Explicabile, foarte deja dovedite, da? Aici vorbim despre crearea noilor căi neuronale, da? La nivel de creier. Vorbim despre activarea centrelor pasive care n-au fost folosite până acum. Și se pare că când în creierul nostru se activează mai multe ansamble neuronale, imaginați-vă că sunt ca niște beculețe, da? Care se aprind în creierul nostru și cu cât mai multe biculețe în același timp sunt pornite, da, se pornesc acolo, cu atât mai bună și mai subtilă este percepția fiecare om, da, asupra lumii înconjurătoare. Bineînțeles că putem vorbi și despre aspectul care se numește luarea deciziilor, da, pentru că fiecare de noi în fiecare zi, de mai multe ori pe zi, deci luăm niște decizii. Este clar, da? Nu e ceva o noutate, nu spun nimic nou. Așa se întâmplă. Ideea este că fiecare de noi avem și timpul vieții. Da? Dumnezeu ne-a dat o bucată, fiecare are bucata lui de viață și răspunde pentru gestionarea acestei bucăți de viață. Eu sincer să fiu, aș vrea să trăiesc o viață fericită și o trăiesc, da? Dar prin ce se clădește această viață fericită? Cum putem să facem în așa fel ca această viață să fie din ce în ce mai fericită? Asta nu înseamnă că nu vom face greșeli. Este absolut normal să facem greșeli, da? Însă dacă facem pe o perioadă mai lungă sau greșelile sunt foarte dese, exact după ce a fost făcută o greșeală sau un lanț de greșeli, apare și cealaltă perioadă când trebuie să și le repar. Da? Și iarăși, da, începem să vorbim despre viața noastră, despre timpul vieții. Da? Și atunci, cu cât mai deciziile noastre sunt mai corecte, da, cu atât și viața noastră este și mai lungă, și mai fericită, și mai frumoasă. Deci asta este legat de ce reprezintă mare vedere intuitivă. Și tu ai exerciții concrete pe care oamenii le pot face, le pot învăța, după care le pot practica.
cu cât sunt mai harnici, cu atât rezultatele, bineînțeles, vor fi mai pe măsură. Și ai postate foarte multe filmulețe cu reușite ale copiilor și mai puține cu adulți. Îți plac ție copiii mai mult? Sunt copiii mai deschiși sau mai talentați către astfel de lucruri? De ce predomină copiii în munca ta și nu adulții? Vă mărturisesc că iubesc enorm de mult să lucrez cu copiii. Este niște ființă deosebite. Dacă vorbim despre fiziologia unui copil, dacă vorbim despre creierul unui copil, este foarte potrivit, hai să spunem așa, să folosim un termen, potrivit pentru a exersa această metodă, pentru a încerca această metodă, pentru a exersa aceste exerciții, pentru că la ei încă nu există acele convingeri limitative, încă nu există bine bătute acele căi neuronale, adică da, legăturile alea care există deja la noi, la oameni adulți, da? Ei sunt mult mai deschiși, ei sunt extrem de disponibili, se bucură, pentru ei cursul ăsta este ca o joacă, deși ei se bucură, ei de-abia așteaptă să mai revină. Bineînțeles că și rezultatul la copii este în proporție, reușirea, mă refer la rata de succes, de 99,9. Da? În comparație cu adulții, din păcate sau din fericire, nu știu, este mult mai mică, de 30% aproximativ. Asta nu înseamnă că nu trebuie să exersăm, să facem aceste exerciții. Nu. Invers, da? Cu cât un adult face constant, poate un sfert de oră pe zi, da, aceste exerciții, poate de două ori pe săptămână, da, câte un pic, da, câte un pic. Dar credeți-mă că acest lucru la un moment dat va da niște roade și acest adult va începe să realizeze că a devenit mult mai sensibil, a început să simte omul de lângă el, a început să simte ce urmează sau unde trebuie să ajungă sau unde nu trebuie să ajungă, dacă e bine să, dacă vorbim despre oameni de afaceri, dacă e mai bine să accept această ofertă sau cealaltă ofertă, dacă poate, nu știu, poate că nu e ok astăzi să plec undeva într-o vacanță sau într-o călătorie sau mă pornesc la drum. Deci sunt niște lucruri care treptat încep să se manifeste la adulți. În afară de asta vorbim și despre acea noțiune despre care probabil că ați auzit. Așa. Se numește neuroplasticitatea. Așa, neuroplasticitate, da? Neuroplasticitatea, care... exact, da. Neuroplasticitatea care este un lucru care este studiat din ce în ce mai mult în ziua de astăzi, pentru că cândva a fost o părere că noi ne naștem cu anumite cantitate de neuroni, da, și pe parcursul vieții acele neuroni se, deci mai mor, mai se întâmplă ceva, da, și murim cu, da, asta e, plecăm din viața aceasta. E, se pare că lucrurile stau un pic diferit, da, se pare că ceea ce credeau savanții că funcționează creierul de la 3 până la 5% nu este chiar așa, pentru că creierul nostru funcționează 100%. Ideea este că acele neuroni sau acele ansamble neuronale nu lucrează în același timp, da? Ele se aprind ca niște luminițe, dar unul după altul, da? Nu în același timp. Ok, și vis-a-vis de neuroplasticitatea. Deci, de fapt, ce reprezintă această neuroplasticitate? De fapt, este o abilitate a creierului nostru de a reorganiza neuronii pentru a forma conexiuni noi, da? Și asta se întâmplă pe baza învățării sau pe baza a experienței de viață. Savanții ne recomandă ca să menținem creierul
nostru într-o formă foarte bună, da? Ca să ajungem și la o anumită vârstă și să fim uciși. Ne ajută, ne spun nouă că trebuie să facem de fiecare dată ceva nou, ceva nou, da, o activitate nouă. Dacă n-ai pictat, se recomandă să începi să pictezi sau să dansezi dacă n-ai dansat, sau să sari cu parașuta, sau să înveți să cânti la un instrument muzical, să croșetezi, deci să faci orice, da, ceea ce n-ai făcut până acum. Da? În primul rând, nu te plictisești, da? În al doilea rând, viața ta devine din ce în ce mai frumoasă, te simți tu mai împlinit, oamenii din jurul tău, crede-mă că, pentru că am observat acest lucru, sunt atrași de asemenea oameni. Deci pentru că oamenii aceștia sunt foarte interesanți. Foarte interesant. Este o plăcere mare să fii alături de asemenea om. El știe multe lucruri, el emană o lumină, el poate să-ți povestească diferite întâmplări din viața lui, să dea niște recomandări dacă ai nevoie și bineînțeles că memoria se menține la un anumit nivel. Da? Și tu, indiferent ce vârstă ai, te simți extraordinar de bine dacă vorbim cel puțin mental. Da? Dar vreau să vă spun că nu numai mental, pentru că lucrând... Făcând cursul de vedere intuitivă, noi folosim și această metodă de GDV diagnosticare. Da? Deci, pentru ce o folosim? O folosim ca să vedem în ce stare se află acel câmp de lumină sau biocâmp sau câmp informațional a persoanei. Să vedem cum sunt poziționate acele centre energetice de bază la această persoană. Pentru că depinde foarte mult, vom intra în acest curs sau nu, în momentul când vedem că câmpul energetic are niște lucruri, adică lipsuri, da, adică persoana pierde foarte multă energie, cauzele sunt diferite, nu vom intra acum în detalii, da, atunci cumva lăsăm pe acest om să facă altceva, poate să mediteze, poate că să plece într-o vacanță, poate că să facă niște rugăciuni, da? Să facă altceva. E, în momentul când omul este cât de cât, hai să spunem, întreg, da? Atunci începem să lucrăm și aceste exerciții. Este nevoie de o lumină foarte bine organizată, hai să spunem așa. Și chiar dacă a existat niște dezechilibre în câmpul acestei persoane, ce observăm că după acest curs câmpul energetic arată extraordinar, se măresc acele centre energetice, se echilibrează și persoana și emoțional și mental și fizic se simte mult mai bine, ceea ce este absolut senzațional, în afară că ai dezvoltat intuiția, da, te simți și foarte bine psihoemoțional, ești și fizic vorbind sănătos, da, adică te simți mai bine. Și atunci pleci, bineînțeles că la drumul tău fericit, continui activitățile tale altfel. Da. Mi se pare ceva foarte frumos. E foarte frumos, într-adevăr, și apropo de ce spuneai mai devreme, o întrebare foarte bună care merită să le adresăm celor care ne privesc acum este următoarea. Când ai făcut ultima oară ceva pentru prima oară? Ce părere ai? Când am făcut ce fac în fiecare zi? Ceva lucruri noi. Da. Ce În fiecare zi fac ceva. Am pregătit niște materiale pentru noi, materiale noi pentru cursanții mei, pentru că mi-au venit niște idei. Întotdeauna metoda poate fi îmbunătățită, da? Pentru că evoluiești și tu împreună cu cursanții tăi. Mai se întâmplă și alte lucruri care îți dau niște inspirații și atunci apare ceva nou, frumos. S-au născut niște instrumente pentru cursurile mele chiar ieri. Și mă bucur foarte mult. Tu ai spus că mărturisești în
frumosul tău grai moldovenesc, că povestești celorlalți despre întâmplările vieții tale, dar aș completa eu mai mult decât atât. Știu că ai niște tehnici foarte clare și precise pe care le dai cursanților tăi să le pună în practică și în urma lor imediat aceste rezultate se văd. Mi s-a părut foarte frumos că ai și acest program pe computer care îți arată foarte clar desenul aurei și accentelor energetice, accentilor energetici, adică nu este numai ceva în care te simți mai bine, ci este ceva care poți să și vezi cu ochiul liber, să ți se confirme într-un fel simțirea ta mai bine, să ți se confirme prin acest program pe calculator. Și efectiv îți vezi centrii energetici, îi vezi că și-au revenit, dacă erau mai depărtate, îi vezi că s-au aliniat, s-au centrat. Da? Iar lumina aceea de jur împrejurul siluetei umane se completează și se face la fel de strălucitoare peste tot. Și am văzut că bagi acolo degetul, fiecare deget îl bagi așa ca să ții amprentele și practic fiecare informație care vine de la câte un deget, de fapt îți conturează toată silueta. Ce program este acesta? Cum funcționează el? Se bazează pe efectul lui Kilian. Probabil că ați auzit de fotografia lui Kilian. Este o metodă cunoscută de mult. Da, numai că la un moment dat acele investigații în domeniul respectiv, după ce au plecat din existența aceasta domnii Fichelian, erau oameni care au preluat cum ar fi ideea și au început să o dezvolte în continuare. Însă în anii 80, domnul Constantin Korotkov, care tot este din Rusia, a fost pasionat de acest domeniu și el s-a gândit la un lucru, a făcut niște studii, de fapt lucra la morgă, există și un material documentar cum s-a întâmplat acest lucru. Eu cunosc pe domnul Constantin Korotkov personal, este o persoană deosebită, deci este mereu în cercetare, deci este și mi se pare normal. Da, ce au făcut de fapt ei la morgă când au încercat să inventeze un alt instrument de fapt care o să ne ajute să vedem acel câmp energetic și nu numai, da? Și atunci s-a gândit el cum să găsim o corelație între o anumită parte a câmpului, da, pe desenul pe care îl vedem și organul care corespunde cu această parte a câmpului nostru. Acest lucru s-a întâmplat experimental la o morgă când oamenii plecați din această viață, da, au fost supuși unei proceduri când se scotea un organ, se făceau niște măsurători și era clar că în zona respectivă nu mai există luminiscență, da? Asta spunea clar că această zonă corespunde cu organul respectiv. Și atunci au fost inventate mai multe softuri, s-a născut camera GDV pe care o folosesc și eu acum. Eu sunt distribuitor și oficial acestei aparaturi, așa că știu că sunt oameni interesați de acest domeniu, mai ales psihologii, terapeuții, oameni care lucrează cu oameni, au clienți sau pacienți. Da? Deci ei de obicei apelează la această aparatură, mai ales că ea acum a devenit din ce în ce mai accesibilă și ca preț, pentru că, din păcate, prețurile au fost foarte, foarte mari și nu oricine, nu orice specialist putea să-și permită asemenea aparat în cabinetul lui. Exact. Vreau să vă, poate să vă arăt o imagine, de exemplu, hai să vă arăt o imagine că am aici, ca să vă dați seama, poate așa, da? Aha, se vede. Da, da, da. Cred că o scot din chinoțel să vadă și mai bine. Deci, aproximativ, imaginea va arăta ceva de genul acesta, da? Vedeți, în jurul corpului nostru, adică proiecția corpului, da, există o
un desen, da? O luminiscență, da? O culoare albastră cu un pic de roșu, care de fapt și este acel câmp energetic al nostru. Și acele părți unde există lipsuri, da, energetice, de fapt arată niște semne de întrebare unde putem, unde trebuie să fim atenți, da, dacă cumva se întâmplă încă numai în câmp sau deja s-a manifestat și pe plan fizic. Și metoda este interesantă pentru mine în primul și în primul rând, pentru că noi știm foarte bine că orice manifestare pe plan fizic mai întâi apare în corpul informațional. Și atunci, ca să prevenim anumite boli, da, anumite situații mai puțin plăcute, este mult mai bine să aflăm în ce stare se află câmpul nostru, să luăm măsuri, da? Acum nu vorbim despre ce măsuri luăm, pentru că există o paletă largă de măsuri, da, la care putem să apelăm ca să rezolvăm situația și în așa fel putem să menținem viața noastră într-o stare foarte, foarte bună, deci într-o stare optimă, pentru că e vorba de trebuie să fii sănătos, trebuie să fii, ar fi bine să fii, nu trebuie nimic în viața aceasta, dar ar fi bine să fii sănătos pentru că există familie, există părinți, există un job, există multe lucruri frumoase și vrei să călătorești, vrei să faci multe lucruri și atunci să te menții într-o formă bună este o dorință normală și sănătoasă. Da? Noi putem, folosind această metodă, să ajutăm omului să afle despre el un pic mai mult decât știe el despre el. Da. Și ce e spectaculos că prin aceste exerciții de vedere intuitivă, spațiile acestea goale din aură, din câmpul energetic, se completează, se refac. Așa este. Da. Așa este. Da. Asta, sincer să fiu, pentru mine, ca pentru un... și eu sunt într-un fel un cercetător, pentru că observ, monitorizez aceste lucruri și pentru mine a fost o descoperire extraordinară când, în afară că se dezvoltă percepția omului după ce începe să practice aceste exerciții, se schimbă și alte lucruri, dar la nivel fizic. Da? Vibrează centrele, omul devine din ce în ce mai sănătos. Ce interesant, se întâmplă în timpul cursului și niște deblocări, pentru că la unii, de exemplu, există scurgeni de nas și mă întreabă, dar ce se întâmplă? Este foarte bine, este foarte bine, pentru că în momentul acesta se întâmplă o curățare. Da? Asta e un exemplu simplu. Există și alte manifestări care, bineînțeles, dispar destul de repede și persoana realizează că, într-adevăr, după ce mi-a trecut asta, mă simt din ce în ce mai ok. Ai vrea, știu că nu e cazul să divulgi din secretele meseriei tale și că o faci în cadrul cursurilor tale, dar hai să arătăm, te rog eu frumos, un exercițiu, cât de mic așa, să vadă lumea ce înseamnă exercițiile astea. Așa, fii atentă, vreau să încercăm cu tine. Așa. Cu tine, da? Vreau să încercăm cu tine ceva, să facem ceva. Noi avem, eu am aici două emoții pe aceste două cartonașe. Pe una este scrisă bucurie, pe alta este scris frică. Este scrisă frică, da? Deci este o emoție negativă și o emoție pozitivă. Deci o să le amestec, da? Așa. Tu nu o să știi. Așa, deci o să le amestec pentru că partea aceasta comun, este comună, da? O vedeți, nu există nicio diferență aici. Eu o să le amestec aceste carduri și o să te rog frumos să te relaxezi, da? Și să încerci să simți ce se întâmplă în interiorul tău. Să începi să simți starea care se instalează în interiorul tău când te gândești, de exemplu, la acest card. Mă vezi? Așa. Da, la acest card, da? Uite, la acest card. Da. Și pe urmă, ce stare se instalează când te gândești la acest card?
ce senzație este în corpul tău fizic, ce simți în interiorul tău. Acum mă refer la niște emoții, poate simți o expandare, da? Pentru că bucuria de obicei este așa, da? Ea este mare și frumoasă. Frica de obicei, da, este invers, da, este așa, e o stare de disconfort, fiecare frică o simte diferit. Încearcă să te conectezi cu fiecare cardul și să-ți dai seama unde se află frica și unde se află bucuria. Nu știu, frica aici în partea stângă, a mea, stânga mea. Deci stânga ta înseamnă că unde? Aici? Aici, în partea asta. Aia, da. Aici? Da. Nu, în partea asta. În partea asta? Da. Deci frica e aici? Da. Oh, ce frumos! Frica e aici. Da. Eu înțeleg și un aspect, pentru că noi suntem indirect și bineînțeles că există niște interferențe oricum, da? E normal, da? Niște distorsiuni. Dar în mod normal, aceste lucruri se simte atât de bine și fiecare din noi avem această capacitate de a simți folosind corpul nostru fizic. Este acel instrument care transformă în multidimensional, în tridimensional informația, da? Se spune că conștientul nostru este de 4 dimensiuni, din care lățimea, înălțimea și lungimea sunt 3, plus timpul, da? Deci sunt 4 cum ar fi dimensiuni. Însă lumea este mult mai dimensională și savanții spun că sunt 10 dimensiuni plus una, da? Care tot din care este 11 e timpul. Putem să spunem că este N plus, da? Cum ar fi, pentru că încă nu știm câte dimensiuni există cu adevărat, dar despre care cunoaștem, deci sunt 10 plus 1, da? Vedeți că corpul nostru fizic este acel instrument care ne ajută cel mai bine să primim informații corecte. Acum este întrebarea, cum putem să ne primim aceste putem să primim aceste răspunsuri corecte, da? Există o tehnologie, există niște lucruri, tu cunoști. Nu întâmplător ai simțit că aici e frica. Așa, într-adevăr, și când vorbim noi, de exemplu, despre emoții, când eu întreb pe cineva unde sunt emoțiile tale, ce arată persoana de obicei? Unde sunt emoțiile tale? Persoana de obicei arată aici. Da? Ea nu arată acolo sau sus sau jos, ea arată aici sunt emoțiile. Da? Când eu întreb, tu unde ești? Persoana arată aici. Eu sunt aici. Da? Când întreb că unde sunt gândurile tale, omul zice, aici sunt gândurile mele, da? Chiar dacă nu sunt în creierul tău, da? Pentru că noi știm că suntem niște instrumente care percepem informația cum ar fi, da? Ok, deci emoțiile noastre sunt emoțiile noastre. Și vis-a-vis de stare de frică, aș vrea să te întreb, pentru că pentru mine este foarte interesant, ce senzație ai avut tu în interiorul tău? Așa, de strângere. Da, de contracție. Așa, la nivelul pieptului. La nivelul pieptului. Foarte frumos. Da? Este o senzație trăită de foarte multe persoane care au făcut acest exercițiu, care au simțit același lucru, da? Undeva la nivelul pieptului o strângere. Bine, nu este o regulă, poate fi și o altă percepție, dar ca idee, da? Și spune-mi, te rog, ce ai simțit când te-ai gândit la acel card unde era bucurie? La o deschidere așa, tot la nivelul pieptului, dar parcă puțin și a minții așa, parcă toată zona superioară a fost așa, ca o, parcă îmi venea să trag aer în piept, știi, mai mult, să mă îndrept de spate puțin.
Asta a fost senzația. Da. Foarte frumos. Da. E, vedeți că și cuvintele în sine, da? Deci, crede-mă că dacă nu-ți spuneam gândește-te la o emoție, dar pur și simplu spuneam aici este cuvântul frică scris și aici scris, e scris cuvântul bucurie, pentru că așa și este, da? Deci, da. Tu simțeai același lucru, da? E, aici putem să ne gândim și la partea asta despre care vorbește toată lumea, că cuvintele au o vibrație, da? Și noi simțim vibrația cuvintelor. De aceea este foarte important să fim atenți cum vorbim, ce transmitem, care este acea informație și cum este informația aceasta organizată pe care vrem să transmitem mai departe. Dar aici există încă un aspect despre care aș vrea să spun, pentru că în momentul când câmpul energetic este, nu este armonios, dacă există foarte multe pierderi la nivel energetic, atunci și comunicarea nu se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple. Sau nu putem să transmitem ceea ce dorim să transmitem, sau persoana care receptează informația nu va înțelege această informație în proporție în care dorim noi să înțeleagă, da? Tocmai de aceea și în familii foarte des se întâmplă aceste conflicte, că soția nu înțelege pe soțul sau pe copii sau, da, între părinți ceva se întâmplă. La fel se întâmplă și în la muncă, de exemplu, da, într-un colectiv, la birou, pentru că persoanele din cauza aceasta, că viața este așa cum este, dar e frumoasă, mă, că e un pic cam agitată, dar e prea rapidă cum ar fi la momentul de față. Și atunci noi uităm, ba uităm să mâncăm, ba uităm să, ba începem să fumăm, ba bem prea multă cafea, ba ne certăm și ne supărăm. Și atunci pierdem din lumina aceasta. Deci pierdem din... Și cu siguranță când... În starea aceasta, când îți lipsește acea lumină, îți lipsește acea haină, deci e o haină lumina aceasta, ești cum ar fi dezbrăcat sau nu ești îmbrăcat suficient de bine. E, atunci îți este frig, eu spun așa, pentru că sufletul tău e frig, da? E frig, da? E rece, da? Și atunci nu... Nu există această comunicare. Oamenii nu înțeleg unul pe celălalt. Crede-mă că, și tu știi cu siguranță, nu trebuie să crezi că știu că știi, oamenii aceștia care se spune că sunt sfinți sau sunt înțelepți, da? De ce oare este suficient să fii alături de asemenea om? Nici măcar să nu intri în discuție cu el, deci să nu vorbești cu el, pur și simplu să fii alături de el. Să fii în acea lumină, să fii în lumina acestui om. De ce oare te simți atât de bine alături de el? Pentru că calitatea luminii acestui om este atât de pură și atât de frumoasă, că este pur și simplu suficient ca lumina ta pe care o ai tu să comunice, să interacționeze cu lumina acestui om. Și se întâmplă transformări când oamenii se vindecă pur și simplu alături de această persoană și se simte mult mai bine alături de această persoană și parcă se întâmplă o minune, cum se spune, da? Uite, am fost acolo, am vizitat nu știu ce loc unde era persoana cu tare, uite că m-am simțit extraordinar, nu mă doare mai mult capul sau piciorul sau mai știu eu, dar n-am făcut nimic deosebit. De ce? Pentru că această comunicare s-a întâmplat, însă ea s-a întâmplat la nivel de lumină, la nivel de acest câmp informațional. Da. Hai să vorbim puțin, să nu treacă timpul, până nu povenim puțin și de aceste carduri de care ai spus. Când am vorbit la începutul emisiunii, am vorbit că te preocupă și ești de fapt psiholog, da, și psihoterapeut, că ești instructor de vedere intuitivă și ai mai spus, în afară de partea asta cu citirea câmpului energetic prin aceste programe computerizate,
Ai mai vorbit de o nouă preocupare a ta, un nou curs pe care l-ai făcut, legate de niște carduri metaforice, parcă așa le-ai numit. Așa. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă carduri metaforice? E ceva foarte interesant. Ideea este că sunt în altă cameră cardurile mele. Sunt niște imagini. Sunt niște imagini, sunt un fel de desene, da, diferite, pe teme diferite, sunt niște seturi de desene, însă au fost foarte bine gândite de niște oameni de specialitate. Și pentru ce sunt aceste carduri? S-a observat că, folosind acest psihologii s-au observat care s-au gândit la acest instrument, că s-a întâmplat inițial destul de, cum să spun, fără niciun scop, nu a existat un scop anume, numai că încercând să lucreze cu aceste carduri cu oameni, da, deci a apărut mai întâi primul set de carduri care se numesc OH, da, așa se numesc, aici există un semn, au descoperit că această metodă sau aceste carduri sunt extrem de benefice pentru a ajuta omului să interacționeze cu psihologul în primul rând, să activeze anumite momente în subconștientul lui și să el, nu psihologul sau altcineva, să propună lui anumite rezolvări ale situației, ci el singur, activând inconștientul, da, inconștientul poate să primească niște răspunsuri. Și acele răspunsuri sunt câteodată atât de interesante că omul stă și pe loc înțelege unde se află rezolvarea situației sau care a fost cauza care a provocat acest conflict, de exemplu, da? Sau vreau să știu dacă merită să fac, nu știu, să mă ocup de acest proiect, de exemplu, da? Ce va fi dacă o să mă ocup de acest proiect? Deci vreau să subliniez că nu sunt cărțile de ghicit, vă rog frumos să înțelegeți corect acest lucru. Aici nu există nimic din partea aceasta, da? Adică nu sunt tarot, nu sunt cărțile de ghicit, este un instrument strict psihologic, da? Este destinat pentru psihoterapeuți, pentru psihologi și pentru oameni care se ocupă de sănătatea oamenilor, da? Sau de viața oamenilor care doresc ca ea să fie din ce în ce mai frumoasă, da? Traineri, coachi. Deci și persoane diferite care fac acest lucru. Pe carduri metaforice eu aș face poate că o întâlnire separată, că e mult de vorbit acolo. Da. Și poate că o demonstrație sau niște testimoniale de la oameni cu care deja am lucrat. Da, are legătură cu, mai există pe piața românească foarte multe cărți sub formă de carduri de joc, tarotului Osho, cărți cu tot felul de îngeri, cu Arhanghelul Mihail, cu Gabriel, cu diferite carduri pozitive, cum sunt cele, poate ai auzit de ele, al lui Louis Hay, cu mesaje pozitive, cu fraze afirmative. Aceste carduri metaforice sunt tot în genul acesta? Nu, este absolut altceva. Cardurile nu au niciun mesaj, dacă vorbim despre un mesaj scris sau verbal. Adică nu e scris nimic în afară de o imagine pe acest card. Da. Am subliniat că se folosește foarte bine partea dreaptă a creierului nostru, pentru că acolo se află acea capacitate și calitatea noastră legată de forme, da? De alte percepții decât ceea ce face logica noastră, da? Care analizează și e foarte strictă, vrea să știe, vrea să înțeleagă. Nu au nicio legătură cu tarotul sau cu alte feluri de carduri, nici metoda în sine nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă acolo. Este o altă metodologie gândită pentru
ca nu psihologul să-ți propună ceva și să-ți povestească ceva despre tine, ci tu singur să-ți găsești acel răspuns. E o diferență extrem de mare și în afară de acest aspect, să vezi și acele resurse care te pot ajuta să trăiești mai departe și să ieși din situație, să te simți mult, mult, mult mai bine. Da. Bine, deci ne mai vedem o dată cu subiectul acesta, da? Arătăm cărțile și facem o demonstrație. Bine, atunci hai să ne întoarcem puțin la subiectul meu preferat din tot ceea ce faci tu la vederea intuitivă și să ne spui puțin câte zile ar fi nevoie ca să se vadă de astfel de practică, câte minute sau ore pe zi, ca să avem primele manifestări de succes, să spun așa, primele semne că într-adevăr creierul nostru a construit noi neuroni sau s-au construit noi legături neuronale. Primele semne de succes apar foarte rapid de obicei, da? Pentru că dacă prima zi persoana destul de greu putea să facă o distinție dintre două culori, dar la sfârșitul cursului, într-o proporție foarte mare, există adulți, vorbesc despre adulți acum, da? Pentru că copiii lucrurile stau absolut diferit. Da? Acolo este un ceva care mă fascinează de fiecare dată ce se întâmplă. La adulții, a patra zi, în proporție de 50%, adulți încep să sorteze patru culori diferite, fără nicio greșeală. Adică sunt patru culori. Să spunem că sunt cu ochii închiși sau legați la ochi, da? Exact. E foarte important. Exact. Da. Asta ceea ce pot să spun vis-a-vis de acest aspect. Plus, e o chestie foarte importantă când vorbim despre cursul nostru, pentru că pentru noi nu este relevantă culoarea. Pentru noi este relevant altceva. Pentru noi este relevantă informația în sine. Pentru că dacă vorbim despre culoarea galbenă, este un semnal, da? Este o informație. Dacă vorbim despre culoarea albastră, este un alt semnal și o altă informație. Pe noi ne interesează momentul când informația se schimbă, da? Adică nu ne focusăm neapărat pe culoare în sine, ci pe momentul când se schimbă informația. Pe noi ne interesează să finisăm acest moment de percepție, să finisăm percepția noastră, să ne dăm seama momentul când ceva se întâmplă, da? Și creierul nostru este foarte speriat. Apropo, când începem să facem aceste exerciții, bine, speriat la modul, înțelegem, da? Speriat de ce? Pentru că el niciodată n-a făcut asemenea lucruri, pentru el este absolut ceva nou. Și în momentul când noi mărim acest semnal, de exemplu, tu știi despre ce vorbesc, când noi mărim semnalul, creierul se sperie, da? Și el începe să dea erori. Când ne întoarcem înapoi și micșorăm semnalul și iarăși arătăm cursantului că el într-adevăr depistează, da, și foarte des, deci consecutiv de 3, de 4 ori consecutiv găsește o altă culoare, atunci el realizează de fapt că nu este vorba că nu percepe el informația, ci este vorba că în momentul când creierul știe că apare încă în plus ceva, El se gândește, oare pot, oare voi reuși, da? Sunt niște frici, da? Dar aceste frici dispar pe parcurs, da? Și atunci devine totul din ce în ce mai distractiv. Da. Mi se pare totuși necesar să punctăm descrierea exercițiului, pentru că poate nu e multă lume care e familiară cu astfel de exerciții și atunci eu te-am înțeles foarte bine, dar mi se pare necesar să punctăm faptul că oamenii care fac exercițiile astea sunt legați la ochi și cu ochii minții ei au de distins semnale diferite de la culori diferite, obiecte diferite, forme diferite. Nu? Și despre asta povesteai tu și am simțit nevoia să întăresc ca lumea să înțeleagă că
pur și simplu nu ne uităm, nu știm ce avem în mână, nu știm ce Svetlana urmează să arate, da? Și efectiv legați la ochi sau cu ochii bine închiși, primim în fața noastră un obiect sau o culoare sau un carton de o culoare sau un carton de altă culoare și efectiv tendința este să ne dăm seama în acel moment când s-a schimbat ceva, da? Adică ceea ce am simțit și eu când am făcut exercițiile astea era că efectiv, de exemplu, dacă puneai în fața mea un carton mai deschis, parcă simțeam ceva mai luminos ca percepție. Când se schimba, nu îmi dădeam seama neapărat ce culoare ai schimbat, dar îmi dădeam seama că ceva s-a schimbat, că vine spre mine un alt mesaj. Nu mai este acea luminozitate, ci este altceva. Altceva. Și practic, antrenamentul a fost în a distinge mai departe și mai departe. Exact. Și într-adevăr, a fost foarte rapid așa și neașteptat, adică eu nu m-am așteptat să pot să disting așa de repede și mi se pare absolut fabulos. Bine, exercițiul despre care vorbești tu, într-adevăr, este exercițiul de bază. Există foarte multe combinații de semnale acolo. Putem să combinăm cum vrem noi aceste semnale. În afară de aceste exerciții de bază, există și alte exerciții pentru dezvoltarea intuiției care se întâmplă cu ochii deschiși, da? Care sunt foarte importante pentru noi. De ce, de exemplu, la modulul 2 noi folosim masca, o mască opacă, este neagră, este o mască care nu are niciun secret. Eu spun, dragilor, nu există niciun science fiction în masca respectivă. Masca este creată din niște americani pentru a călători în avioane, trenuri, ca să nu ne deranjeze lumina zilei, da? Ideea este că toate aceste instrumente, pentru că vorbim despre instrumente și vorbim despre diferite moduri de percepție, pentru că percepția este absolut senzațional de diferită, da? Și dacă vorbim despre tipuri de intuiție, la fel, intuiția poate fi diferită. În afară de acest aspect, fiecare din noi suntem diferit și atunci niciodată nu știi cum se vor derula lucrurile, pentru că sunt persoane care atât de rapid evoluează și atât de interesante sunt rezultatele lor, că tu ca instructor rămâi surprins și e o mare bucurie când se întâmplă aceste lucruri, pentru că introducem în afară de aceste două cursuri și alte instrumente, alte exerciții de o complexitate mai mare, da, pentru oamenii aceștia. Dacă vedem că potențialul este acolo unde este, nu este nici bine, nici rău, da? Adică aici nu există, nu comparăm pe nimeni cu nimeni, nu judicăm pe nimeni, suntem și este foarte bine, suntem perfecți așa cum suntem, da? Dar fiecare evoluăm în ritmul nostru, da? Și atunci dacă vedem noi ca instructori că evoluția este într-un fel, dăm exact atât cât trebuie la acest nivel. Dacă vedem că nivelul este mai mare, bineînțeles că acolo se întâmplă și alte lucruri. Da. Exact ca și cu un copil, dacă copilul e mic, e sugar, nu poți să dai o friptură în copil sugar, da? Dacă când deja a crescut și este mare și frumos, da, și merge la grătar, normal că poate să mănânce și și carne. Da. Câți din părinții care și-au adus copiii la curs s-au hotărât și ei, după ce au văzut rezultatele copiilor lor, și-au luat și ei inima în dinți, să spun așa, și-au vrut să facă și ei acest curs? Nu sunt mulți. Da? Nu sunt mulți pentru că n-au îndrăznit. Aceste paradigme care există la adulții sunt foarte interesante. Am avut situații când un copil din patru imagini de fructe, da, care aveau și o cămașă, adică partea comună, și erau puse în anumite ordine despre care copilul nu știa, deci el consecutiv dădea răspunsul corect, cu o ritmicitate foarte, foarte mare, da? Adică și viteza de a executa exercițiul a fost foarte mare. Mama care a fost prezentă și a fost a treia zi, de fapt, când făceam aceste exerciții,
văzând ce se întâmplă, a fost foarte impresionată și a spus, a pus o întrebare care, după părerea mea, nu e chiar ok să fie pusă de un părinte și a întrebat, tu mă păcălești? Da? Deci nu l-a crezut. Exact, dar vezi, este foarte important ce părere vis-a-vis de ce se întâmplă cu copilul lui are părinte, câtă încredere are în ceea ce se întâmplă. Este foarte important să fii atent în momentul când transmiți asemenea lucruri unui copil, pentru că copilul care a primit asemenea întrebare, din fericire, avea o structură foarte puternică și pentru el nu a contat, această întrebare. Adică a primit-o foarte liniștit, adică fără nicio observație deosebită. Însă există copii care sunt afectați. Și atunci, în momentul când primesc, mai ales de la un părinte, mai ales de la o mamă, o asemenea întrebare, ce se întâmplă? Se întâmplă niște fenomene ce? Pierderea încrederii în sine. Chiar dacă eu nu o să vă spun nimic, dar credeți-mă că programul deja începe să se deruleze. Se întâmplă fenomenul că copilul nu că nu are încredere în el, el nu are încredere în general în oameni. Da? Adică cineva mi-a spus. Sau nu are încredere în femei, pentru că a fost vorba de mamă, mama care a spus. Și noi știm că pentru băieți, mama este foarte un personaj foarte important din toate punctele de vedere. Da? E, poate la o anumită vârstă, în viața lui să se manifeste anumite lucruri care nu o să găsească nimeni o explicație. Dar acele lucruri, de fapt, au fost acolo, în momentul acela când părintele s-a exprimat într-un fel și copilul a reacționat la cuvintele, la întrebarea părintelui, da? Și atunci, încă o chestie care este posibil să se întâmple, că el pur și simplu va refuza să continue antrenamentul mai departe, da? Eu o să spună, nu mai vreau, nu am chef, nu mai, da? Adică va refuza definitiv acest lucru, da? Pentru că părintele n-a avut încredere în el și este un impact foarte puternic asupra unui copil. Da. Totuși ai avut și cazuri de adulți cu mare rată de succes? Da? Am avut, da. Am avut, avem și filmări cu acești adulți, dar nu sunt multe pentru că adulții sunt un pic nu prea vor să fie filmați, da? Adică noi filmăm de obicei, facem niște filmulețe pe care le expunem pe canalul nostru de vedere intuitivă de pe YouTube. Noi acceptăm și respectăm părerea și dorința fiecăruia, așa că nu insistăm din acest punct de vedere, însă există oameni care chiar sunt deschiși și atunci expunem aceste video fără nicio problemă, se poate întrebe, da? Și da. Dacă vor avea întrebări cei care ne ascultă, eu sunt de acord să ne vedem și să vorbim mai detaliat despre acest aspect. Da, foarte frumos. Faci niște lucruri foarte frumoase și oamenii chiar pot să spun că ies mai deștepți și mai fericiți de la tine. Nu am putea spune așa. Și chiar mai sănătoși. Și tu odată cu ei, într-adevăr, pentru că, așa cum ai spus foarte frumos, și tu, din tot ceea ce se întâmplă cu oamenii care se transformă sub ochii tăi, este clar că și tu te transformi și înveți foarte multe lucruri de la ei. Absolut. Așa, mai puțin frumos spus, dar totuși adevărat, ai la dispoziție material didactic foarte variat și foarte bogat, de unde să înveți și să tragi concluzii ca un adevărat cercetător. Știți, de obicei, în primul și în primul rând, când mă întâlnesc cu viitorii cursanți, transmit un lucru. De obicei, când înainte să facem un curs cu un adult, ne redem la o discuție. La o discuție care nu presupune niciun cost, nimic, pur și simplu stăm, bem un ceai și discutăm, explicăm despre ce este vorba la cursul nostru, facem niște măsuri
ori, dăm detalii ca omul să aibă o imagine cât mai clară ce se întâmplă cu adevărat și dacă chiar are nevoie de acest curs. Sau poate nu are nevoie de acest curs, ce este posibil și acest lucru, nu se supără nimeni, da? Dar e foarte bine să ne vedem și să ne cunoaștem în primul și în primul rând. Încă un aspect foarte important despre care vorbesc și adulților și copiilor este în felul următor, că și cu vedere intuitivă și fără vedere intuitivă lumea aceasta a existat și va exista. Da? Deci dezvoltarea calităților și abilităților este foarte importantă, însă mult mai important este să fructificăm altceva, să punem în evidență, să dezvoltăm valorile universale, să fim atenți la baza care face parte din noi, mă refer la sentimentul de iubire. Da, sau dragoste, deci mă refer la milostenie, da, la dăruire, mă refer la iertare, da, la înțelegere, la multe lucruri frumoase care, fără care nu există nimic. Și domnul Sergei Lazarev, care este un autor, eu îl consider mentorul meu, care a spus în felul următor că talentul fără iubire e egal diavolism. Așa e, da. Că talentul poți să-l obții, adică tu poți să-ți dezvolți calitățile și putem să dezvoltăm și calitățile extrasenzoriale sau alte calități, nu neapărat extrasenzoriale, poți să fii extra mega talentat, dar dacă nu există această bază a valorilor universale, da, pe care crește acest talent, atunci câteodată creațiile devin urâte, da? Adică această creație de fapt nu aduce nimic în lumea aceasta, nu aduce nicio valoare în lumea aceasta. De exemplu, pe slide-urile mele pe care le folosesc înainte de curs, există un citat de la domnul Lazarev care scrie că pentru a ne întări intuiția, noi trebuie să întărim iubirea față de lumea înconjurătoare. Dacă să întărim iubirea față de lumea înconjurătoare, trebuie să întărim iubirea față de Dumnezeu. Deci eu spun că este un GPS, da? Pentru cei care vor să știe cum să dezvoltăm intuiția, da, e simplu și clar, da? Ca să dezvoltăm intuiția trebuie să dezvoltăm iubirea față de Dumnezeu, da? Să o fructificăm, să o întărim, să vrem să fim alături de El, da? Și atunci da. Bineînțeles că și intuiția se dezvoltă fără doar ce poate. Svetlana, îți mulțumim foarte mult. Ai făcut o încheiere foarte frumoasă a emisiunii cu citatul acesta și nu uita că ai promis că revenim cu subiectul acesta cu cardurile metaforice. Am vorbit despre vederea intuitivă, ne-ai spus lucruri foarte frumoase și interesante și aș recomanda tuturor să facă astfel de exerciții și să vadă ce se întâmplă cu ei, pur și simplu să constate, sigur, transformările extraordinare care se produc. Îți mulțumim frumos și, dragii mei, ne vedem martea viitoare. Te pupăm, Svetlana! Te pup și eu! Pa! Visezi la vacanța ideală? Vino la Romexpo între 16 și 19 noiembrie la Târgul de Turism al României. Eveniment organizat de Romexpo, partener strategic Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România, partenerii Camerele de Comerț și Industrie din România, FPTR, OPTBR și Antrec. Vino la Târgul de Turism și îndrăznește să crezi că visele pot deveni realitate. Radio Gaia. Vocea planetei.